Au trecut 77 de ani de când Germania hitleristă a fost învinsă în cel de-al doilea război mondial și 145 de ani de când a fost proclamată independența principatelor române față de Imperiul Otoman. Cele două momente nu au trecut neobservate în municipiul reședință de județ, autoritățile vasluiene, locale și județene, omagiind eroii căzuți pe câmpul de bătălie într-un ceremonial militar și religios. La monumentul Independența din fața judecătoriei Vaslui, numeroși vasluieni au ținut să participe la eveniment. Sărbătorirea zilei de 9 mai a început cu o slujbă religioasă susținută de un sobor de preoți din cadrul protopopiatului Vaslui. Spre tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A urmat alocuțiunea al oficialităților județene și locale. 9 mai, dragi vasluieni și onorată asistență, are acea triplă semnificație. 9 mai 1877, dobândirea independenței. 9 mai 1945, Națiunile Unite declară învinsă Germania nazistă. 9 mai 1950, Schumann pornea la un drum destul de anevoios prin constituirea, așa zisea, Asociația Uniunii Europene. Trei momente foarte importante pentru istoria noastră. Momente realizate cu multă jertfă, momente realizate cu multă durere, dar și cu multe speranțe. Speranța că statul român este, va rămâne un stat independent. Speranța că toți cei care au posibilitate pentru a lua decizii va păstra pacea țării noastre și vor lua deciziile cele mai importante. Astăzi, în mod simbolic, ne-am adunat aici, ca în fiecare an, pentru a aduce un omagiu acelora care și-au jertfit viața și acelora care au luptat pentru ca România să fie independentă, să devină un stat cu un statut bine stabilit în rândul națiunilor europene. Au luptat pentru reîntregirea României în primul război mondial, au luptat pentru reîntregirea țării în al doilea război mondial și au luptat împotriva fascismului în cel de-al doilea război mondial. Oamenii aceia ale căror oseminte au albit dealurile, câmpiile și munții țării noastre se odihnesc astăzi de acolo de unde sunt. Poate că văd ceea ce s-a întâmplat în lumea aceasta la care au fost părtași și ei, în cei 77 de ani care au trecut de la încheierea păcii de la Potsdam, adică sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, așa cum s-a menționat și mai devreme, sărbătorim Ziua Independenței de Stat a României. 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar. Respect pentru curajul și determinarea înaintașilor noștri, care cu gândul la generațiile viitoare au contribuit la crearea statului român modern. Tot astăzi marcăm ziua victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, care a însemnat o nouă etapă în istoria lumii. Acum, poate mai mult ca oricând, în ultimele decenii, nu trebuie să uităm ce au însemnat și ce suferințe au adus perioadele de conflict la nivel global, dar și la nivel de individ. Amenințările la adresa securității au căpătat între timp forme care, din păcate, lovesc în oameni nevinovați și neimplicați.
În fața unor astfel de amenințări, soluțiile pot fi găsite prin identificarea cauzelor, prin dialog și cooperare la nivel național, european și internațional. Victoria asupra fascismului în cel mai sângeros război din istoria omenirii, pe bună dreptate, este comemorată în toată lumea ca un eveniment de rezonanță umanistă deosebită. Tot astăzi sărbătorim și Ziua Europei, ca stat membru al Uniunii Europene. Locul României este alături de țările europene în care democrația, libertatea și dreptatea triumfă. Se prezint câteva elemente definitorii referitoare la câștigarea independenței României pe câmpurile de luptă la sud de Dunăre. Precizez aceasta pentru faptul că independența României este fundamentală. Precizez aceasta pentru faptul că în 1877, după întâlnirea de la Livadia, armata rusă a trecut, fiind sprijinită de armata română, pe teritoriul României și au dus lupte cu trupele otomane la sud de Dunăre. În această perioadă, armata română s-a mobilizat și a organizat apărarea pe linia Dunării, pe două direcții principale, una Giurgiu, București, doi Calafat. Ca urmare a pierderilor suferite și a faptul că erau să fie aruncați în mare, Marele Duce Nicolae solicită imperativ ca armata română să treacă Dunărea. În ritmurile nemuritoare ale imnului eroilor, participanții la ceremonial au depus coroane de flori. Astfel de manifestare au avut loc și în municipiile Bârlad și Huș.